Facem un anunț. Pune este aici în fața jurului. Înscria este de 10 lei. Este locul întâi poneiul. După aia urmează ceva suveniruri pentru cai și tablouri de pus cu păreață. Tot cu cai că asta-i scop. Rugăm domnul cu camioneta să o scoată afară. Eu vă scriu primul la tombă. Unii primul spate la fel. Uitați aici, băiatul, vreau câte bilete luați? 5 bilete, șanse mari de câștig pentru domnul Călin. Bani spăitorul de la Târgu Lăpuș. Lasă așa. La anul să ne dea și o juninca de aia să punem la tombolă, am un avem numai poneiul. Hai dați aici, domn Călin. Extragerea pentru ponei, va avea loc după parada de frumosețe. Extragerea pentru ponei și premiul 2 și premiul 3 va avea loc după parada de frumosețe. Bun. Care e faza cu juninca, că n-am înțeles? La anul un ponei o să avem din nou la tombolă și o juninca de la domnul Călin. Da. Așa. Domn Călin, v-am înregistrat? Da. Deci nu uitați, domnul Călin, să dați toate juninicile, să nu fie de acolo. Să țineți juninca frumoasă. Să fie juninca frumoasă. Ținem. Și femeia sănătoasă. Da. Spate la fete, mă, domnul Călin. Uite mai aia. Domnul Călin, că de 100 de lei și după aia șansele să fie 100% mai mari. 100% mai mari. Nu dați banii pe prostii, luați tichete la copii. Domnul Costel, ce vrei asta să faci? Asta urmează, mă, după astea. Ce vrei să faceți acum, domnul Costel? Vreau să îmi iau fetele astea la refugiu. Stați liniștit acolo, că doamna face treaba. Domnul Costel nu se lasă la mine, deci 5 așa el. Domnul Costel, cât e luat? Secunda. 5? Da, salut, salut! Domn Costel! Domnul Costel, un prieten de-a nostru, ia! Da, să trăiască la mulți ani! Vreau să păstrați distanța! Acum mă e pe mine! 5 la domnul Costel! Aici! 3, domnul Costel! 5 la domnul Costel! 5 la domnul Costel! 5 la domnul Costel! 5 la domnul Costel! La rând! Domn Costel, ce ziceți? Mai aduc o boxă, băieții, să... Când? Mai aduc o boxă să pună pe mașina aia, să se audă mai bine. E, da, ai problemă cu sonorizarea? Da, da, acolo în spate mai ales. Eu cred că e problemă că nu aud băieții așa bine, au probleme cu... Să fiți... Trei reglate urechile. Să fiți pe fază da, pentru extragerea cu puneiul, să se anunțe numărul câștigător de mai multe ori, să nu fie discuții și probleme. Băi, aici suntem la Târgu Lăpuș. Frate, pe scrie pe fratele Sebi de la... Meteziu Aurii. Au venit să aici, cu Tarzan și cu Catan. Tarzan 5 ani, Catan 3 ani. Aici aveți un pretin. Așa, au zis că îmi dă, azi îmi dă el bani de plăcere. Eu i-am dat eu atunci bani, am îmi dă el bani. Îi dau eu azi. Vă dă? Ia, vreți să zice ceva? Să participe la tombă. Am participat, fii atent. Fii atent, Cristine. Uite-te aici. Dă-i microfonul la pagina. A venit un om să-mi iei două bilete, ca ai mie 22-23 și numărul la bilete, fii atent, 22 și 23. Așa, și tu, da biletele ție? Sigur. Păi, cică, dar eu cu Sebi, da? Da. No, și eu i-am dat bani. Să-i la pancica un pic. Succes la... Succes la câștigat la tombolă, la ponei. Așa, eeeeee! Să vie că aici un mulea a venit să-și arate cai și el n-aude, mă. Noi suntem de vină că număr boxele tale. Domnul Faur Sorin, veniți! Frumoasă de 3 ani, fiecare. Semigreu românesc. Cai crescuți de acest băiat frumos. Este băiatul de la Vălenii Lăpușului, să știți. Necăsătorit, în căutare, cai frumos, mult de lucru. Vă mulțumim, domnul Mișcol, să aveți niște animale foarte frumoase. Deci se pregătește
acum ca Paul Boț, cu Poneița Jâna, de 2 ani. Deci este o Poneiță tărcată, alb cu negru. De 2 ani. Aveți grijă că Ponei e agresiv, uite, vrea să-l muște pe ăsta. Du-te, Mișco, la locul tău, că tot nu se găsă astăzi femeie. Deja bă te uiți, că-s măritate care-s aici. Deci se pregătește Saf Iosif cu iapa Ubi. O iapă de 6 ani. Calul de 3 ani și mânza de 4 ani. Deci două exemplare frumoase. Semigreu românesc, domnul Faur este un crescător de animale. Domn Faur, dați-vă pe mijloc, vă rugăm. Pierd. Să ne vedem. Frumoasă ea. Hai și cu mânzul numai încet, aveți grijă să nu se spărie. Aveți grijă la copii. Vezi, o să ai grijă. Vă mulțumim, domnul Faur. Se pregătește Saf Iosif, Mandoru, Vasi, și Fonel, domnul le arăți locul, unde să se ducă? De la Suceava. Saf Iosif, cu iapa Udi. Lipițan, original cu acte, de Beclean, surotat. Oh, bun. Vă mulțumim. Ce e la altă iapă? De 4 ani, gestantă, semigreu românesc, o iapă frumoasă cu minte. Hoba, da. Cu acestea astea. Vă mulțumim, domnul Saf Iosif! Dă-i vostri diploma la haine. Cu un ochi albastru, capul meu jos de la tombolă. Să nu uitați de tombolă, uitați, un cal frumos, un cal liniștit, cu coda legată. Mai fă încă o piruetă, tătucă, și apoi poți să te duci. Bun. Mulțumim, domnul Doru de la Prana. Ne onora cu prezența. Da, mă, zic, cum îi cheamă? Paul Ion, cu iapa Mura, de 6 ani. Stela, de 6 ani. Haide tu, hai, fii cu minte. Pentru cei interesați, iapa este și de vânzare. Băieți, au venit, ne onora cu prezența chiar de la Turda. Le mulțumim! Să intre următorul! Hai da, Sebi, hai! Sebi, da! Vasi, Vasi, pe mijloc te pui! Sebi cu corbul! Poate mă fac! Corbul și celălalt! E domnul Sebi, de la Sighetul Marmației, cu corbul și cu iancu! Doi cai frumoși! Mânci tineri, posibil și de vânzare! Pentru cei interesați, eleganță, picioare frumoase, tot ce vreți. Domnul Sebi. Îi mulțumim și la domnul Sebi că ne onora cu prezența și l-așteptăm întotdeauna, nu numai la anul, că mai facem pe veci. Mulțumim, domnul Sebi! Nu veniți care cum vreți, ca pe vom dezluși noi până la sfârșit. De la Sighetul Marmației și băieții ne-au onorat cu prezența. Doi cai foarte, foarte frumoși. Cai lucrați la pădure. Băi. Probleme, tu te vreau să dai diplome. Deci, mulțumim, la domn. Nu bara de la Sighet. Frumoși ca ai. Cinste stăpânului care îi deține.
cai eleganți, frumoși, întreținuți. De la Sărmaș, cai lucrați la pădure, cai frumoși, eleganți, întreținuți. Cel mai mare negustor din zona Mureș. Pentru cei interesați, poate cai de vânzare. Învârtiți-vă, domnul Pancica, să nu vă calce numai că e cam grei. Domn Pancica, ce pantofi scoate? Cai foarte frumos. Îi mulțumim și la domnul Pancica că ne-a onorat cu prezența de la așa mare distanță. Și l-așteptăm să vină cât o să țină cai. Și după ce nu ține cai să vină. Ușor, ușor. Domn Pancica. Dar cred că aici nu o să se piardă. Să nu țină cai niciodată. E familie numeroasă și copii mulți. Foarte frumos cai, domnul Pancica. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. Vă reamintim, cei care mai doriți, puteți să veniți să luați bilete pentru tombola cu poneiul. După parada de frumusețe să se facă extragerea. Cum îi zice la stagi... Bun, deci două iepe frumoase, o șargă și o neagră, foarte, ale domnul Fonel Marcu. Deci caiul domnul Fonel Marcu ne onora cu prezența de la Suceava, îi mulțumim foarte frumos și îl așteptăm la toate edițiile. Două mânză frumoasă. Următorul concurent. Neagra și Nori se numesc aceste două mânză. De 2 și de 3 ani. Este Voicu de 7 ani mascul, domnul ne onora cu prezența chiar de la Reghin. Îi mulțumim foarte frumos și l-așteptăm la toate edițiile care o să se mai țină. Un cal norocos. Mulțumim, domnul! Ioi! Un cal foarte frumos, un șar frumos. Mulțumim, domnule, de la Reghi. Ne-a onorat cu prezența. Mulțumim, domnul, mulțumim! Lazar Ioan de la Breaza este cu un mânz de 3 ani, Armin. Mânzul provine din linia domnului Fitero, un băiat de la Breaza care se ocupă de cai, are grijă de ei, întreține lucre cu ei la pădure, monte, pentru cei interesați, băiat serios. Cai sunt din linia Fitero. Cai frumos, cu forme, piept, picioare. Mulțumim, domnul Lază. Ne-ați onorat cu prezența și ați lăsat furul pe jos. Ce e, mă, lăsați? Deci este domnul Sile Roman. De la Iclop. Un mare crescător de cai, uitați, duce și fetele călare aici la noi, să nu se îndrăgostească, fetele stă margă trebuie, sunt și aici ani însurați mult. Domnul Sile oriunde mai face senzație. Pune fetele călare. Învârtiți-vă, domnul Sile, să faceți un pic de senzație, dacă te ne lua și fetele de aici din zonă. Sile, bă, Sile, aliniați-vă! Uitați, deci este iapa zâna, mânzul bujor și un hărmăsar de reproduc. Iapa cerna, Sile, bă, Sile! Bujor aliniați-vă, și Bruno, cerea Bruno. Bă, nu rie ca să ptice fata, măi, nu, măi, măi. Deci cerna, bujor și cu Bruno. Îi mulțumim și la domnul Sile că ne onora cu prezența.
și anul acesta și Dalia are noroc și să și însoară aici la mai apă. Vini mai des, pe la sus. Auzi ce zic oamenii stile? Hop! E rămâne aia pe aici. Îmi plac la oameni de tine, te gătăm pe internet, pe Facebook. Mulțumim, domnul Stile Roman! Să nu uitați de tombolă, domnilor, aici, că vă fură ochii ăștia cu cailor mai, noi nu știți mai nimic. Nu, e bun. Deci Marcu Constantin, cu Armando și Mugurel, deși domnii ne onora cu prezența chiar de la Suceava. Le mulțumim! Doi hărmăsari foarte frumoși, mânci tineri, n-avem ce face, cai frumoși și frumoși. Nu avem ce să zicem. Un an jumate și 7 ani. Doi mânci lucrați la pădure pentru cei interesați. Pot să vorbească cu băieții. Le mulțumim că ne-a onorat cu prezența și să-i onorăm și noi la rândul nostru. Stați băieți, mai faceți o tură să vă dea diplomele și mulțumim frumos! Mulțumim la băieții! Următorul! Să intre domnul Roman Ionu, sau care intră acum, să știm! Brexit, este un hărmăsar de 2 ani, polonez, i-a dus aici în zonă la noi la... La Breaza, pentru reproducție. Cei interesați de la anul, băieții, montează. Puteți să vă... Da, de cum să nu ai văzut, i-am dat numărul. Ține așa, tinere. Deci băieții l-au adus aici în zonă pentru reproducție. O să iasă un cal greu, frumos. Hop, hop, lasă-l așa. Plimbă-l. Un cal norocos iasă pe ligat și-a lăsat împreata pe aici, mă avea mânci de la el. Următorul... Mulțumim și la băieții de la Breaza că ne-au onorat cu prezența, cu un frumos exemplar. Băieții l-au adus... Ia uite, opticat telefonul. Băieții l-au adus din Esne, din Polonia. Pentru reproducție. Mulțumim frumos! Aveți grijă voastre, ăștia-s băieții noștri de aici, de la Vâlăni Lăpușului. Vezi ce cai au. Deci doi cai frumoși, un mânt de 2 ani de zile și un cal de 6. Pentru cei interesați, îți de vânzare, băieții lucră numai la pădure și la fâncui. Haideți băieți, mai faceți ture să vă dea diplome, nu ieșiți afară? Cai și de lungă și de fugă, cai groși, frumoși. Ce interesat poți să-i întrebe. Poate-i de vânzare, nu? Ia uitați diplome, mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, domnilor. De la Vâlăni Lăpușului, dă-le-mă diplomele la băieți, mă. Mulțumim la domnul Sebastian de la Vâlăni Lăpușului. Vecinii lui domnul Mișcă, Ionuț. Deci intră domnul Roman Antonio cu un hărmăsar greu belgian. Tot pentru reproducție și domnul Pigli cu mânjul. Deci este un mânz din renumitul Zaru. O să iasă mânz bun, crepat. Deci, Roman Antonio, cu Suțu și cu Raf. Și-o lăsa fulul pe jos, oile nemulsă, lâna netusă și-o venit să ne onoreze cu prezența. Mulțumim, domnul Ionuț Roman! Hai, domnul Ionuț Roman, am crezut că n-aveți pălărie. No, băiatul, de unde e, mă? Băiatul ne onora cu prezența chiar de la Breaza, aici s-a încurcat un tip, Tălcean Gavrilă, de la Breaza.
Se onora și domnul Tălcean. Cu un mesaj frumos. A dus în zonă tot aici de băieții de la Lăpuș. Pentru reproducție. Cei interesați o să-l caute pe domnul Tălcean, face și muncă, merge și la domiciliu. Un hărmăsar frumos. Pentru cei interesați poți să-l cheme și la evenimente. La nunți, botez. Deci este hărmăsarul Bubu, de 5 ani. Ujor. Bubu și Amir. Și o iapă adusă din Franța, cu toa de a făta. Hai, domnul Fericel, fă o tură pe aici, să vadă băieții. Hai, bă, să-i dau și la iapă, lui. Stai, că încă nu vin copilul pe iapă. Bubu și Amir. Stați un pic, nu intrați încă. Cea mai frumoasă pereche de cai. Domnul face și monte, se deplasează la domiciliu pentru cei interesați. Dar stai că nu vine cu iapa. Deci se pregătește domnul Trin. Cu vino. Deci domnul Trin are o hărgălie de cai la cărbunar pentru cei interesați. Merge la evenimente. De ține ponei, cai. A venit aici cu un hărmăsar de reproducție pe nume Rino și mai are și alt hărmăsar acasă pentru cei interesați, poate să iei legătura. Deci este hărmăsarul Rino și cu Stella al lui domnul Trifu de la Cărbunar. Iapa pentru cei interesați este și de vânzare, dacă sunt interesați, hărmăsarul numai de reproducție. Cai să învățați la hamă, scuminți. Domnul mai participă la evenimente cu ei, nu, botează. Ce interesat poate să iei numărul de telefon, cai de soi. Mulțumim domnului Trif că și-a lăsat ferma și ne-a onorat cu prezența astăzi. Deci are scuză pentru micile intergălări care s-au întâmplat. Bună, cine? Deci numărul 42. Este un hărmăsar frumos, blond. Domnul Dumitru, un hărmăsar pentru reproducție cu bujorel. Aveți grijă la copii de 6 ani de la Breaza. Face monte, domnul se deplasează la domiciliu. Trage lemne la pădure cu el pentru ce interesa. Scalul jocă. Nu. Oie, aia e domnul. Averea mai jos, nu ți-ar pângă pământ. Bun, l-ați învățat treburi bune. Deci se pregătește Herman Andrei cu o iapă, cu o antoa. Hai la domnul Herman Andrei. Cu iapa Dumolina, import Franța. O iapă cu o antoa. Gestantă. Și cu această iapă pentru cei interesați. Se deplasează la evenimente, boteze, nunți. Iapa este posibil și de vânzare pentru cei interesați. Lasă-vă să mai fac o tură omul cu iapa, mă. Să nu uitați, vezi pe tombulă. Nu dați banii pe prostiloase tichete la copii cu 10 lei un ponei. E bine că s-o strâns oamenii, mai împrăștieți vom ții. Purtați masca, veniți să vă dau spirit la care vă trebuie. Mulțumim, mulțumim, mulțumim domnului Herman. Următorul este băiatul cu numărul 46, Cosma Răzvan. Cu iapa blondă, o iapă foarte frumoasă, elegantă, de la Rogoz. Este o iapă frumoasă. Gestantă pentru cei interesați, poate și de vânzare, nu? De vânzare, da. Noi și care noi de vânzare facem de vânzare, că tot omul ar da de aia bani mulți. Mulțumim domnului că și-a lăsat frână și-a venit și ne-a onorat cu prezența. Următorul, Alin Carhaț, cu Dora, o mândră de 2 ani, foarte frumoasă, întreținută.
Gestantă. Asta-i două. Foarte frumoasă, domnul. Dar cine este? Hai. Ăla-i? E băiatul ăla. Mulțumim, domnule, că ne-a onorat cu prezența, o iapă foarte frumos, întreținută. Cinste stăpânului de un asemenea exemplar. Deci se pregătește domnul de la Chelința, stați că imediat vă cântăm numărul. Puteți numele, puteți intra. Haideți, domnul, cu un foarte frumos cal furătat. Un roșu. Deci băieți au niște cai extraordinari. Cai pentru Talpos Nicolae cu calul, calul Sultania, Pastela și Mircea. Cai importați de la străini, cai frumoși, cai groși pe picioare. Nu toată ziua poți vedea așa ceva. Cum îi zice să vă? Cai îmbrăcați, cai eleganți. Mulțumim și la domnul că ne-a onorat cu prezența. Mânează diplomă. Ești foarte frumos cai. Posibil și de vânzare, nu domnul? Pentru cei interesați, cai sunt și de vânzare. E Sultan, Mircea și Stella. Mai mereți o tură până vă vine, dar mai mereți o tură. Hai, fă o tură, că-s foarte frumos cai. Hai, da, hai, bă! Frumos cai. Hai, da, bă! Mulțumim, mulțumim, domnule de la Chelința. Se pregătește... Deci cu ea papușa, de 5 ani, ne-o răla și domnul Gustel cu prezența, îi mulțumim. La domnul Vamos Cusă, cel mai mare crescător de la Cluj, de cai. Aici fiul dânsului să-i mâneze diploma. Și-a adus Adida și... Are greu eu găsit-o pe mai. Deci, domnul Vamos, mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. Chiști Tiberiu și Chiști Gabi. Cu iapa Dina și Stella, două iape foarte frumoase, întreținute. Mulțumim că ne-a onorat cu prezența. Plimbați-vă, plestați acolo cu caii până să plimbă domnul cu iepele. Deci două iepe foarte frumoase. Cu minți, liniștite. Se pregătesc băieții de la Ungureni, Podine, Vasile. Și cu hada asta lor, ale Podine. Vedeți că ei vin cu toate atelajele aici, să aveți grijă la copii, vă rugăm frumos. Cai proveniență, linia Fitero și din Olanda, numai o băieță. Mai bine o tură. Numai cai cu renume. Mai bine o tură. Hai, la... Mulțumim, domnilor, mulțumim pentru prezență și că ne-ați adus exemplare frumos aici să vadă oameni. Foarte frumoasă iată, frumoasă iată. Deci se pregătesc băieții de la Ungureni. Puiu și puiuleni. Hai. Deci domnul Puiu și cu Podină Resortul. Deci nu au numai cai linia Fitero. Ia Paneli, Armăsarul Manole. Frizeni aduși din Olanda. Pinu și Hector. De 5 ani. Exemplare deosebite pentru cei de la Podină Resort, pentru cei interesați, puteți să vă faceți poză, să mergeți scălare, să mergeți la pescuit, au băieță pește în baltă și urmează tot Podină Resort cu iepele. Deci sunt patru iepe de la domnul Fitero.
Latelaj, Mari și Mara și în spate Mira și Minerva, domnilor. Deci aici un exemplar foarte frumos. Todor Ștefan cu Iapa Florenza, femeie de 6 ani din Apa, județul Satu Mare, o iapă frumoasă, mare, lungă. Nu ne-a spus domnul dacă e de vânzare sau nu. Nu este de vânzare, domnul ține de reproducție, să-l căutați pentru mânzi eventual. Și domnul ne-a onorat chiar de la Satu Mare cu prezența. Îi mulțumim frumos a domnul Teodor Ștefan. Și cine e unul? Deci se pregătește domnul Cristi Petroaie de la Sălaj, un mare crescător de cai, armăsar de reproducție. Deci armăsarul leu, aveți grijă, un armăsar foarte cu minte. Pentru cei interesați, domnul face și deplasări la domiciliu, dacă cu pedigree, acte, tot ce vreți. Lasă un pic să prezinte un pic. Mulțumim și la domnul Cristi că ne-a onorat cu prezența și a lăsat omul lucru ferm, și a venit aici să ne onoreze cu prezența. Cristi! Și mulțumim la toată lumea care ne-a onorat cu prezența. Să nu uitați de tombola ce avem cu puneiul, cu 10 lei e un punei. Nu dați banii pe prostii, cumpărați tichete pentru copii. Să știți că de-aici s-o ieftini caie de la Târgu Lăpuș, pe 10 lei e un punei. Mulțumim, domnul Cristi Petroaie, cu prezența. Pa, hopa, băi, să trăiți, domnul! Paul de la Suciu de Jos, Paul Molnar, este un mare crescător de punei, a venit cu puneița lui și cu mânzi. Nu sunt de vânzare, vrea să mărească efectivul. Hai, Paul, hai, mai fă o tură să-ți dai voie și diplomă. Hai că ăștia-s frumoși, că-s mici. Ai luat, Paul, tichet să câștigi cu punei. Hai, bă, mărești ferma. Paul Molnar. Cu ea pastela și mânzul ei. Foarte frumos punei. Hai, hai! Hai, Paul, să-ți dea diploma. Te așteptăm și la anul, cu 4. Hai aici la voastră să-ți dea diploma. Aue, care vă pregătiți amul de acolo să intrați? Domnul Roman? Hai, fă-mă! Vă mai avem? Următorul! Aveți grijă acolo când ies, să nu vă lovească. Aveți grijă! Cu Tarzan și cu Catan, două mânci foarte frumoși, omul prezentabil cu pălărie, o venire onorată, deci de 3 ani și de 5 ani. Unul de 3 și urmează negru de 5, de 4. Stai să te prezinte, Sebi, hai, Sebi. Foarte frumos cai, cai lucrat la pădure, învățat la ham, la lemn, la orice. Ălalt unde e cald? Următorul, să-l bagi și ălalt, nu Sebi? Să prezinte aia amândoi. Deci este renumitul Tarzan. Domnul Sebi a venit mai tare și pentru prova de tracțiune, dar n-am putut să facem. Spațiu mic. Deci Tarzan este un cal renumit. Sebi. Ori în câte expoziții a fost la tracțiune, locul 1. Crescut de domnul Sebi, un mare crescător de cai, deține număr mare de cai, toți lucră cu el la pădure. Ține-l poziție către... Deci cai ce-și plătesc mâncarea prin muncă. Hop, așa, Sebi. Și frumos, și muncesc.
Mulțumim, domnul Sebi, că ne-a onorat cu prezența și anul ăsta. Și te așteptăm în toți anii când poți să vii. Frumos, frumos, Tarzan. Vă sară numărul 1 în România la tracțiune. Mulțumim, domnul Sebi. Ufă, mă, ce n-are nimic, mai lasă-l. Mai dați-o. Lăsați-l. Ești niște cai de la Sighetul Marmației, ale domnului Guarani, foarte frumoși. Op, op. Faceți încă două din primă. Vă mulțumim. Deci caii sunt foarte frumoși. Cai mari, cai groși. Cai lucrați. Băieți! Chiamă-și pe l-altă. Puneți lângă l-altă să poată să facă chestionarul primar. Frumos, cai rar așa. Băieți, vă dați diplome, vă dați diplome. Da, da. Să vă mai dea două, ziceți-le. Da, pe... Mulțumim, băieții, de la Sighetul Marmației, că ne onorea cu prezența. Frumos, cai. Mulțumim, băieții, de la Sighetul Marmației. Următorul, nu contează cine să vină, că îi găsim pe aici pe listă. Nu știu. E numărul 57, numărul 58, dacă nu o să deslușim cine e domnul. Domnilor, e timp pentru prova de tracțiune, dar nu se ține aici la noi. Hai! Deci cai sunt foarte frumoși, cai munciți la pădure, cai lucrați. Deci este domnul Crăciun Ștefan și Vasile Dâmban, de unde? Din Racșa. Deci domnul a venit chiar din Racșa pentru noi aici, dar din păcate noi nu putem ține concursul de tracțiune. Deci domnii lucră cu cai la pădure, îți fac cai foarte cuminți. Pentru cei interesați, cai sunt și de vânzare. Niște cai foarte cuminți. Prețul 10.000 de euro bucata. Pentru cei interesați. Nu, domnule, bine. 10.000 cereți pe bucată, nu? A fi negociabil. Doamne, vrea să cumpere. Pentru ponei Rus Petre de la Băița cu doi hărmăsari negri, Sultan și Mișu cu țânta în frunte, oamenii lucră la pădure cu ei. Bun, mai învățiți-vă, domnul, veniți aici să vă mânăm diplomele. Stați aici să-i poată lua pe Cristinelul în primare. Hop, hop, hop. Du-te din fața lui, așa, așa. Frumos, cai, frumos, păreche frumoasă. O păreche de cai românești, omul se ocupă, îi treține. Care ține cai, că se vede că mai țin animale, că vezi că la aici nu s-o da subvenție. Frumos, cai, frumos. Deci să înțelegeți că aici e numai pasiune, nu-i și câștig. Nu, Cristina. Frumoșca. Următorul. Mulțumim, domnule, că ne-ați onorat cu prezența. Dacă faceți, o să vă onorăm și noi cu prezența. Vara asta avem timp, că nu e vreme bună. Urmează domnul Cristi Petroie cu urlet. Aveți grijă acolo, domnule, să nu se întâmple ceva accident. Puteți să păstrați un pic de distanță, că zic băieții că o să se iaie măsuri. Acum l-au achiziționat, este cadrul urle de 3 ani. Deci un hărmăsar pe pinier. Nu a avut domnul culoarea asta și a achiziționat și culoarea asta să aibă și un ciocolatiu. Și domnul Petroi lucră la pădure cu caii.
Calo poate fi și eurare, dacă este un om interesat pe aici să le puntează bine calul, se deplasează la loc. Mai învârte-te un pic el, nu-l du direct. Mulțumim, care mai sunteți, mă? Următorul! Acum puteți intra să vă prezint și pe alții, nu numai caie dacă vreți. Aia e umbră, tu ai sânge. Centenar, rămâns cu ștraful până în Alba Iulia. Când a ajuns acolo, nu a fost obosit, s-a întors înapoi acasă. Vreți, mă, și aduce și calul de la Centenar ce a fost aici. La unde? Du-te, vreau, e aici calul. Du-te, vasi. Du-te, calul. Ești pe celebrul ponei. Bă, Vasi, du-te, adu calul. Care la următoarea ediție o să vină proprietarul cu el să-l prezinte aici la frumusețe, dacă avea grijă de el să fie așa gras. Ochi albaștri și torcat. Fără coie! Lasă-l. N-are coie. Castrat. Vine! Un ponei foarte frumos, întreținut. Poneiul este un ponei de poveste, torcat cu ochi albaștri. Albaștri ca cerul la mamaia. Bă, vine să l-am prezentat și pe centenarul sau nu? Hai, ungure, mai învârte-te. Pentru cei interesați, puteți să mai luați bilete. Numele, care e numele la ponei, mă întreabă oamenii, în cască. Ponei o țară a Lăpușului. Nu o lega, mă, mai plimbă-te, mă, că imediat vine centenarul aici, mă, cu care fovoase călare, mă. Pudus la Alba Iulia, măi. Unde mai găsiți voi ponei cu 10 lei? Un ponei la 10 lei! Nu dați banii pe prostii! Plastichete la copii! Haide, bă, hai, trei potcovii ponei, mă. Atâta l-a purtat ungurul ăsta de isorou sungile și pe țelină. Mă pune acolo la parcare, ungure, că ți-e bugă, că deja ți s-o uza și Adidas-i. Bă, veniți cu calul de la centenar, du-te, mă, să-i păcăm. Deci calul care a făcut centenarul, Târgu Lăpuș, Alba Iulia, fără oprire. Calul are valoare sentimentală pentru voi, dar l-o străina la Gilu, Darius, Cosmin, Valentin. Ce preț are calul, băiatul? Băiatul, dacă e de vânzare, este posibil cumpărător. Cât e calul? Calul e de vânzare, că băiatul vrea să margă la următorii 100 de ani, la centenar din nou. Basi, zic că-l cumperi. Băi, de vânzare. Da. Mamă, e de vânzare. Bă, hai după diplomă, mă. La ora 1 vă așteptăm la tombă, la extragerea pentru ponei. Distracție plăcută, beți o bere, mâncați un mic, dar mai bine luați de 10 lei tichet să câștigați poneiul, că micul nu aveți nicio azi, zic eu. Gata, mulțumim că ne-ați înțeles. Și atât ați pestat o distanță, de n-aș știu unde să vă culeg pe unul cu altul. Să trăiți și numai bine. Și extragerea începe. Așa? Doamna Andreea, acum o să vină băiatul. Ne-a ajutat să tăiați, așa-i? Extragerea se face aici, să vadă toată lumea, nu e niciun problemă. Bă, nu mai tătuiești și scopțile de capă. Deci sticla e sigilată, să băga biletele, uitați. Deci să taie sticla, să putem scoate biletele. Scoate, băiatul, un bilet. E numărul 4, deci un suvenir și un tablou de perete cu un cap de cal. Petre, hai dați mai încoace. Taie sticla. Deci să filmează, băiatul să scoată un bilet care nimerește cine are numărul câștigat. Pe păstru și tablou. Bun. Hai mâna acolo, după bilete. Așa, Paul. Numai unul să-ți costa. Bani, numai... Numai unul. Stai și la copilul. Amestecă.
Și alegi un singur și bilet. Și un bilet de acolo, unul. Unul singur. Ia. De la aici. Numărul câștigător este... 36. 36. Concurentul care are biletul 36 este rugat să vină aici. Hey. Rupeți biletul și aduceți-l, să-l vedem. Stai să vadă biletul. Eu am extras, am luat 10 bilete. Deci mai avem încă locul 3. 36, ăla e premiul meu. Filmează. Da? Da. Felicitări. Bun, mulțumesc. Felicitări. Bun, locul 3. Bagă Paul în mână amestecă și iei de la fum. Hai în mijloc, Andreea, cu el. Lasă-mă să filmeze, unde să fie în mijloc, mă. Amestecă-le bine, Andreea. Tinere, ăla roșu. Scoate, Paul. Bun. Numărul... 136. 136. Concurentul cu biletul numărul 136 este rugat să vină aici. No, fii atent. 136. Ține aici, ăsta e al tău. 136. Te salut. Lici de cal, bun? Da. Serios. No, adă biletul și cadou aici, că e luăm de noi. 136. Pune pe Facebook. Ia aici, doamna, cu numărul 136. Dă-i biletul. Filmați. Ține-le. Deci numărul 136. Ține-le în palmă pe amândouă. Ia uitați-i. Ia luați voi de pe numărul. Așa. Cum să le facem? Așa. E bine. Bun. Felicitări. Cum vă numiți? Numele mic. Felicitări. Petrehuș Verez Viorica. Să română. Deci urmează extracția pentru locul... 2. 2. Bagă mânuța, fund, mai astricăle și după aia mai face. Așa. Ia stai, dă-mi-le la înapoi. Băgați înapoi și mai faceți dacă o suflă avântul. Scoate unul, Paul. Acum ați mai scoate unul. Bravo, hai, așa. Paul. De la aici la mie. Numărul... 25. Numărul 25. Să vedem. Biletul. Ești concurent. Să vedem biletul. Biletul, că altfel și eu am câștigat. Și acum se apropie... Premiul ceva. Premiu. Să vedem, dați aici. Pune. Ziua mea de naștere și mai am încă 25. Super. Dați-l aici. Domnul de la Reghin o câștigat. Dați-l aici. Covid atâta drum. Dați-l aici biletul. Felicitări. Mulțumim. Păi e bucurăm că... Mă, omul, scap și tu de plimbat cu unei, omul. Multă sănătate. Cum vă numiți numele mic? Numele mic, cum vă numiți? Constantin, vlai cu Constantin. Vă salutăm, domnul Constantin. Mulțumim frumos. Aveți cai acasă? Avem. Multă sănătate, vă dorim. Vă mulțumim. Să faceți loc, faceți loc să vă arăt. Și acum, stați un pic. Locul întâi, Poneiul. Pune căpăstru, stați un pic. Puneți căpăstru nou, să aibă un căpăstru nou. Da, stați un pic. Așa mă, tu nici vine acolo cu unei nostru. Paul, vezi la cine tragi bilete. Trage la tău, Paul. Paul, ți-ai luat și tu bilet. Bași mâna, Paul. Ți-ai cumpărat și tu bilet. Nu, tu o să câștigi tura asta. Să sperăm. Deci acum se face extragerea pentru punoi. Unguri ieși afară să se vadă. Trageți-vă de acolo. Nu te mai face. Tu ce știu mai încolo. Și mai de la mijloc. Bagă mâna, Andreea, și ea din mijloc. Scoate-l, din mijloc. Aia, Paul, există. Deci biletul câștigător. 204, ia uita! 204! Concurentul cu biletul 204 este rugat să vină aici! Arătați la capă la 204, deci Păreiul mare la Gros și Țibleșii! Povălun Nicolae Daniel! Cum te cheamă? Povălun Nicolae Daniel! Să vină biletele! 204? Povălun Nicolae Daniel. Da, celălalt. Nicolae Daniel e câștigătorul Poneiului. Deci Povălun Nicolae Daniel și Gros și Țibleșii este câștigătorul Poneiului. Așa. Mulțumim tot la toți care au participat. Domnul Nicolae. Da. Stai un pic.
Domnul Nicolae, de unde sunteți? Animale? Mai aveți cai? Da, doi cai. Înseamnă că poneiul ți-a picat foarte bine. Da, și am un băiat acasă de 5 ani. Care așa, și acum o să dăm cuvântul la domnul primar. Vă rugăm să vă mai dispersați. Vă dorim multă sănătate. Vă mulțumim. Uitați aici biletele. Vă gândeați că o să câștigați astăzi? Nu. Bună ziua tuturor. Iată azi un video deosebit pentru orașul. Multă sănătate. De ce nu pentru toți participanții de sărbătoarea Lăsării Domnului aici în oborul de animale. O zi deosebită pentru toți gospodarii, pentru toți participanții din țara Lăpușului. La tare, având în vedere semnificația acestei zile, pot să spun, Hristos s-a înălțat. Al doilea rând, vreau să vă mulțumesc tuturor participanților. Iată astăzi un număr de 122 de cabaline participante la această expoziție. Felicitări celor care au venit împreună cu caii lor deosebit. Vreți să ne reciți o poezie sau ce? Din cele 7 județe. Înseamnă o dragoste aparte față de aceste animale deosebite care au fost azi în târgul nostru. În același timp, vreau să mulțumesc organizatorilor de standuri care au prezentat aranjamente, ocazie cu care ați putut să vă alegeți, să vă întoarceți acasă cu ceva cumpărături pentru animale din gospodăriile dumneavoastră. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc celor 8 medici veterinari din țara Lăpușului care au participat astăzi și au făcut posibil acest eveniment. De ce nu în ultimul rând, mulțumesc organelor care au participat alături de mine astăzi aici, începând cu Poliția Orașului Târgu Lăpuș, Jandarmeria Română, Poliția Locală și Serviciul Voluntar de Situații de Urgență. Dar totodată, pe lângă aceste mulțumiri, vreau să rămână ceva aparte din partea mea pentru cei care s-au implicat direct, responsabil în această acțiune. Aș începe în a oferi o diplomă din partea primarului, domnului Ardelean Ciprian. Ardelean Ciprian, hai că ai vorbit până acum, lasă-mă, am vorbit și eu, îți ofer această diplomă, felicitări, Ciprian. Bravo! Doamnei Filip Cristina, doamna cu tombola, Filip Cristina. Felicitări! Domnului Buda Vasile. Bosi. Domnului Sas Iosif. Ioji. Terebe Ioji. Domnului Roman Ion Ionuț. Roxan. Ionuț. Roman Ioan. Vedem noi. Domnului Herța Ioan. Domnului Mișcol Ioan Grigore. Mulțumesc. Domnului Conțiș, doamne Conțiș Andreea. Andreea. Mulțumim. Dar nu întâmplător e ultimul fără care nu se putea face această mobilizare cu acești oameni deosebiți, oameni de sprijin. Este vorba de domnul inginer Filip Petru Silviu. Aplauze și aprecieri domnului Silviu. În același timp, colaboratorului, reprezentantul Aldo Camp, avem domnul Bucu. Iar anii trecuți, ediția 1, oare cui și datorită cui s-a făcut publică la nivelul Maramureșului, la nivelul județelor participante, de ce nu, a întregii țări. Nu era posibil acest lucru fără domnul Cristinel! Aplauze pentru domnul Cristinel! Felicitări, domnul Cristinel! Da, dați-o lui Petru! Mulțumesc! Și, așa cum vă spuneam la început, mobilizarea, responsabilitatea totală,
care a fost transferată de Direcția Sanitară Veterinară Maramureș, s-a făcut astăzi prin domnul doctor Petru Sticuleanu Silvian. Vă mulțumesc, poate trebuiau mai multe, poate trebuia și ceva premii substanțiale, dar cel mai mare premiu este omenia. Respectul, ca atare, vă mulțumesc pentru participare, vă aștept la alte ediții, cu mai mulți cai, cu mai multe soiuri și de ce nu, continuăm această închidere până în jurul orei 17, dar în decență, cu responsabilitate. Numai bine, sănătate, Doamne ajută! Vă mulțumesc! Deschiderea târgului autohton, la târgul cu 7 sate, 10!